Salut, eu sunt Uloia. Aceasta este partea a treia din seria în care analizăm sezonul 2023-2024. Am ajuns la final, iar așa cum v-am promis, astăzi vom analiza competițiile intercontinentale. Haideți să începem, desigur, cu Europa și cu cluburile. Finala Conference League a fost câștigată de Olympiacos în fața lui Fiorentina, chiar în Atena, după un gol marcat de greci prin El Kabi în minutul 116. Însă, finala Europa League a adus mai multe goluri. A adus 3. Atalanta s-a impus cu scor de 3-0 în fața lui Leverkusen, după un hat-trick istoric marcat de Ademola Lookman. Astfel Leverkusen și-a încheiat seria invincibilă. Iar acum ajungem inevitabil la UEFA Champions League, care a fost câștigată de sigur de Real Madrid într-o finală cu Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 pe Wembley. Acesta a fost ultimul meci dintr-o eră, dar spectacolul campionilor continuă. Rămânem la Champions League, cel din Asia și cel din Africa, care au fost câștigate de Al Ain și Al Ahly. Iar echivalentul Champions League din America de Sud, Copa Libertadores, a fost câștigate de Fluminense într-o finală în fața lui Boca Juniors cu scor de 2-1, după un gol marcat în minutul 99 de John Kennedy, îi lipsa F-ul. Iar dacă nu știați, odată pe an campioanele acestor continente se întâlneau într-un campionat mondial al cluburilor, care era foarte plictisitor. Ultima ediție urma să fie disputată cu campioanele din 2022-2023. Iar câștigătoarea a fost Manchester City, care a făcut vintupla. FA Cup, Premier League, Champions League, Supercupa Europei și campionatul mondial al cluburilor. Acum ne mutăm foarte rapid la fotbalul internațional. Am avut un an plin, campionatul european. Am avut multe surprize ca Georgia, Turcia și, desigur, generația de suflet, România. Am avut un Hens care a schimbat regulile fotbalului, celebrul Hens al lui Cucurella. Iar într-un final, Foia Roja a fost campioană după o finală cu Anglia, terminată cu scor de 2-1 după golurile lui Nico Williams și Oyarzabal. Doi jucători care s-au făcut remarcați au fost, desigur, Lamine Yamal și Nico Williams, care au terminat ambii în top 15 la Balonul de Aur. Am avut și campionatul Africii, câștigat de Costa de Fildeș într-o finală cu Nigeria, după un gol marcat de Sebastian Haller în prelungiri. Am avut și campionatul Asiei, câștigat back-to-back de Qatar după finală extrem, dar extrem de plictisitoare cu Iordania. Afif a marcat un hat-trick, scorul a fost 3-1. Să nu credeți că e ceva special, un hat-trick de penaltiuri. Iar într-un final ajungem la Copa America disputată în SUA. Argentina a câștigat pentru a doua oară la rând, însă Lionel Messi nu și-a mai putut căra țara ca la ediția precedentă. În absența sa, Lautaro Martinez a fost cel mai bun de pe teren, a fost goal-getter. A marcat 5 goluri. Iar MVP-ul turneului a fost James Rodriguez după un turneu incredibil, Columbia în finală. Și cam acesta a fost episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut această serie. Ce să mai zic, până atunci, noi ne vedem data viitoare. I-am fost Tudor. Pa, pa!